Continuăm și îl invit în fața dumneavoastră pe Alex Dâlv, președinte al Tineretului Național Liberal, organizația DEVA. Vă mulțumesc! Bună seara, dragi prieteni! M-am uitat în sală și am analizat atent să vă văd pe dumneavoastră și am constatat faptul că vă știu pe foarte mulți. Și dacă domnul președinte Falcă vorbea înainte de familie, ca una dintre valorile pe care Partidul Național Liberal, să știți că interacționând în fiecare zi cu mulți dintre dumneavoastră, mă simt ca într-o familie liberală în fiecare zi. Aș putea astăzi să vă vorbesc despre multe lucruri. Aș putea să vă vorbesc despre extremismul care ne bate la ușă, despre administrația liberală de care Florin Oancea se bucură și ne bucurăm și noi cetățenii din DEVA pentru prosperitatea și modul în care se schimbă orașul. Aș putea să vă spun câteva lucruri despre ce face Partidul Național Liberal pentru România. Dar vreau să integrez foarte scurt o fărâmă de ideologie și să o combin cu tineretul. Vreau să o combin cu tinerii liberali care astăzi sunt în sală și cu această echipă pe care am creat-o împreună cu ei în ultimii 3 ani de zile și vreau să fac asta prin a vă spune în primul rând că avem în sală niște oameni care au susținut echipa liberală de tineri încă din primul moment. Și aici aș vrea să îl aduc în discuție pe viitorul președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Călin Marian, al cărui program are pe primul loc Aducem tinerii acasă, pe doamna Vetuța Stănescu, care a susținut și susține toate echipele de tineret din județ, și pe domnul primar Florin Nicolae Oancea, care astăzi a ales ca pe lista de consilieri locali să numească tineri care sunt aici în sală, sunt tineri valoroși, tineri cu caracter, tineri care au învățat la timpul lor ce înseamnă să ai o profesie, ce înseamnă să dezvolți anumite principii bine fundamentate și în ultima perioadă, în cei 3 ani de zile de când formăm o echipă, au învățat ce înseamnă ideologia Partidului Național Liberal, iar prin faptul că astăzi se află pe această listă de consilieri locali, vor învăța să aibă această atitudine care este necesară politicianului tânăr din ziua de astăzi pentru promovarea valorilor liberale în funcțiile publice. Vreau să le mulțumesc pentru această susținere și vreau să vă spun că DEVA în 2024 va continua să fie polul liberalismului în județul Hunedoara, va continua să fie orașul care promovează o viziune modernă bazată pe investiții în fonduri europene și în calitatea vieții. Aceste lucruri le va face primarul nostru Florin Nicolae Oancea, omul care va duce DEVA pe cele mai înalte culmi. La sfârșit vreau să vă spun atât. Trebuie să fim împreună pentru echipa Partidului Național Liberal în 9 iunie, trebuie să fim împreună pentru Florin Oancea și trebuie să fim împreună pentru DEVA. Baftă multă, domnule primar, baftă multă, domnule președinte al Consiliului Județean.